noi cu profesor profesional, chinezii arăți diferit. Cine n-ar ști mai bine gustul eșecului decât tânărul care este acum alături? Probabil vi-l amintiți, carabinierul cântăreț din Soroca. Flăcăi sunt chemați la oaste, trupe de carabinieri. Mă numesc Găjeu Cristian, locuiesc în oraș Soroca, am venit la Moldova Talent să-mi arăt talentul meu care l-am. Am fost în sezonul întâi la Moldova Talent, dar eram soldat atunci, în timp ce l-am participat cu cânt cu imnul carabinierilor. Carabinieri ai patriei mândrie! După ce am terminat show-ul Moldova Talent în sezonul întâi, am plecat la armată, toți m-am întâlnit cu imnii, toți am vorbit, toți binișor, toți m-au susținut. Pre carabinieri cu patrie de filare, tricolorul mâine! Cum am terminat armata, m-am dus la oraș Soroca, lucrez chelner, mă ocup tot cu muzica mai departe. Sper să fac, să arăt la popor muzică cât mai nouă și mai interesantă. Viața o trăiește greu și singurul mă gândesc și vreau să-ți spun mami, mamă, te iubesc. Îmi aduc aminte când mama mă îngrijea și orice vorbă doar ea mă înțelegea. Când o parte mea cerească fometate de iubire, un copil s-a petrecut viața de nemurire. Băiat de 6 ani ținut în casă fometate, la nimeni nu le pasă de băiat când a strigat. Stătea băiatul și tot la viață se gândea, unde erai tu, mami, când tata mă bătea? Nu înțelegeam de ce mă bate și tot mă lovește, nu înțelegea că de la... Cristi, eu cred că pornirile tale sunt frumoase și e admirabil că îți iubești mama așa cum își iubește mama fiecare copil, dar astăzi, din păcate, ai trăit de nu. La revedere! Okay.